Bună ziua și bine v-am găsit la Torino Web News. Înainte să începem știrile, să vedem câteva informații despre starea vremii. Ziua de astăzi se anunță una frumoasă, cu cer senin și călduroasă. Temperatura maximă ajunge până la 31 de grade Celsius. Mâine, de asemenea, continuă să fie vreme frumoasă, cu cer senin, iar temperatura maximă se oprește în jurul valorii de 28 de grade. În acest moment, în Torino, sunt aproximativ 25 de grade Celsius. Începem știrile și începând de astăzi și până în 20 august se suspendă atât plata parcării în așa numitele zone albastre, dar și telecamerele din zona ZTL centrală. Vor rămâne valabile limitările din area romană între orele 21 și 7.30 în porțiunile rezervate mijloacelor de transport publice în intervalul orar 7.21, dar și în zonele pietonale și ZTL Valentino în intervalul 0.24. Și mijloacele din transportul comun suferă modificări pe perioada lunii august. Începând de astăzi și până în 21 august, metroul va funcționa de la ora 7 la 21.25, în timp ce autobuzele Dora Fly vor asigura transportul de la ora 5.36-21, începând din 1 și până în 27 august. Star 1 și Star 2 sunt suspendate până în 19 august. Până în 20 august vor fi suspendate o serie de autobuze ce asigură în special naveta. Unele autobuze vor trece mai rar în această perioadă. Iar dacă căutați o farmacie deschisă aproape de zona în care locuiți sau doriți să faceți plinul de benzină, pe pagina web a primăriei din Torino sunt disponibile listele cu activitățile comerciale deschise în această perioadă de vacanță. Și dacă doriți să faceți cumpărături în această perioadă de reduceri, trebuie să știți că acestea mai sunt valabile până în 27 august. Trebuie să știți că vânzătorul este obligat să vă schimbe produsele defecte sau să ramburseze prețul plătit. Mai multe sfaturi sunt disponibile pe altroconsumo.it. În continuare vorbim despre Torino Bike, serviciul de închirieri biciclete care se pare că se răspândește cu repeziciune și în Torino. Deja sunt 11.000 de utilizatori și 60 de puncte de biciclete. Pe lângă faptul că este foarte sănătos mersul pe bicicletă, și mediul are de câștigat întrucât se folosesc mai puțin mașinile și astfel se reduc emisiile de poluanți. Pentru a putea utiliza bicicletele, trebuie să vă faceți un abonament atât online cât și la sediul din Via Santa Chiara 26F. Din 8 și până în 21 august, orarul este de la 9 la ora 15. Din agenda zilei de astăzi vă spun că pe 8 august 1945 a fost ratificat Statutul Națiunilor Unite de către Statele Unite ale Americii, care a și devenit prima națiune ce a intrat în noua organizație internațională. Și tot pe 8 august, dar în 1900, s-a desfășurat prima ediție a tenisului de câmp, mai exact a Cupei Davis, în Statele Unite ale Americii, la Boston. Doamnelor și domnilor, Torino Web News se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi excelentă în continuare. Vă aștept și mâine la o nouă ediție de știri. Quest'anno, mito settembre, musica Palazzo Madama, Cari in Selva, Marilena Sola Bagiona in quintetto Fiati Prestige. E per il grande pubblico al Palaolimpico Sozzacchi, Massimo Ranieri, Roberto Bado e Franco Battiato. Per i più piccoli alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, Ninne Nanne, Tarantelle e Cuoche alla Riscossa. E al Conservatorio Giuseppe Verdi in Piazza Bodoni, Salvatore Accardo, la Filarmonica di Torino e Alan Curtis con il Complesso Barocco. Questo è soltanto un assaggio degli oltre 100 appuntamenti in 30 serie diverse di Mito Settembre Musica che vanno ad aggiungersi ai 75 appuntamenti sul territorio di Mito per la città.